Ziua Internațională a Copiilor, 1 iunie, a fost sărbătorită mai devreme anul acesta de micuții din comuna Vulcana Pandele. Ca în fiecare an, primăria din localitate și Căminul Cultural Izvor de Apă Vie le-au pregătit copiilor o serie de surprize. Ne-ați revenit la Vulcana Pandele din nou. Anul acesta sărbătorim pentru a 20-a oară Ziua Copilului la Vulcana Pandele. Într-o atmosferă caldă, plină de bucurie și eu astăzi nu am venit singură, ci am venit însoțită de 6 zâne frumușele cu bunătate și talent, cu creație și credință, cu iubire și frumusețe, cu toți copiii și cu o regie realizată de Flavia Scârtoaje, unde vom înveseli copiii și sperăm ca la final să fie recompensați de Dulcelina, care îi vor recompensa pe copiii din Vulcana Pandele cu darul, cu dulciuri, cu jucării. Toate acestea sunt realizate și cu ajutorul oamenilor de bună credință din Vulcana Pandele, cu ajutorul sponsorilor care s-au alăturat acestui proiect și a tuturor celor care au dorit să fie alături de noi ani de zile. Sperăm să le placă, sperăm să fie o după-amiază frumoasă, plină de bucurii și, după cum vedeți, soarele a răsărit în mijlocul nostru. Copiii au desenat până acum câteva minute, au dansat și vor continua să se distreze în continuare până seara târziu. Că vom avea o paradă a costumelor de carnaval, vom avea un spectacol cu cântece și jocuri și voie bună, vom avea alături de copii povești, lumea bazmelor. Avem multe surprize pentru copii și mulțumim tuturor, și părinților, și bunicilor, și celor care s-au implicat în acest proiect. Administrației locale care ne susține și ne ajută de fiecare dată. Mulțumim tuturor! Mă cheamă Maria și vă transmit să fiți sănătoși. Cătăl Ionuț Adrian și vă transmit că bucurie multă. Să fie fericit și dacă o problemă să o rezolvă. La mulți ani! La mulți ani! Bravo. Dragii mei, vă doresc la mulți ani de ziua voastră să vi se împlinească toate visele și îmi doresc și pentru noi să ne împlinim visele văzându-vă pe voi cum creșteți și cum deveniți oameni de nădejde. La mulți ani, copii! La mulți ani, copilărie! Vă mulțumim că ați venit la... Acțiunea s-a bucurat și de sprijinul Organizației de Femei Social-Democrate Dâmbovița. Astăzi participăm la un eveniment extraordinar de frumos la Vulcana Pandele, alături de colegele din cadrul Organizației OFSD Dâmbovița. Mulțumesc Ceraselei pentru invitație și tuturor colegelor mele care astăzi participă la acest eveniment. Vrem să le urăm un sincer la mulți ani, participăm la o activitate frumoasă și sigur că îi vom recompensa cu dulciuri ca de fiecare dată. La mulți ani, copii! Copiii nu trebuiau uitați și de ziua lor. Le-am pregătit o mică surpriză, o mică festivitate. Avem și musafiri, dar în centrul atenției noastre sunt copiii. Ei sunt viitorul nostru, de ei trebuie să ne interesăm, să ne ocupăm, să se simtă bine, cel puțin în perioada copilăriei și pentru asta nu trebuie să pierdem niciun moment, să-i facem să simtă bine cu tot ce ne stă în putință. La mulți ani, dragi copii! 1 iunie să fie o zi foarte frumoasă pentru voi toți.